Leonard Doroftei a început să practice sportul la 14 ani. După două medalii de argint cucerite la Jocurile Olimpice de la Barcelona și de la Atlanta, a trecut la profesionism și a devenit campion mondial la categoria semi-ușoară a versiunii WBA, apoi a luptat pentru unificarea titlurilor WBA și IBF. Arbitrii au considerat că meciul cu Paul Spadafora a fost remiză, deși a fost evidentă superioritatea românului. În 2012 a devenit președintele Federației Române de Box, dar a demisionat 3 ani mai târziu, sătul de certuri și de polemici. În prezent, este stabilit în Canada, unde are o sală de box, căutat de reporterii GSP și amintit de țară. Am avut o copilărie frumoasă pentru că nu m-a întrebat nimeni unde mă duc, ce fac, a fost grea pentru că nu am avut de mâncare. N-am fost totuși golan.